Și mai am un prieten bun de aici, Emi, dragul de el, hai în picioare că tu o să urmezi acum la mărturie. El o să aibă o mărturie pentru voi. Și nu știu câți știți de el, și membru în Biserica Sfânta Trime din Beiuș. Așa că faceți cunoștință sau o să faceți mai târziu, da? Bun. Emi, spune ce a făcut Domnul în viața ta. Pace vouă! Eu sunt de la Timișoara, am 31 de ani, mă numesc Emanuel și vreau să spun că și eu sunt un rod al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să încep să vă mărturisesc un pic din viața mea. De mic, de prunc, am fost foarte curios și de la spune, dă să văd ce acolo, am început să zic, dă să iau ce acolo. Am început să furam tot felul de chestii de prin magazine, mi-a plăcut lucrul ăsta și exact cum zice proverbul, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Am furat și ou, am furat și bou. La 16 ani de zile am furat o mașină și m-a prins poliția. M-a dus la secție și a chemat pe proprietarul mașinii. Și acum am rămas eu cu el. Proprietarul îmi zice, fii atent, pot să-mi retrag plângerea dacă tu îmi furi și mie câteva castofoane. Și am zis, facem. Și în felul ăsta am scăpat și am continuat să fac tot mai multe. Și în timp ce creșteam, m-am aflat dintr-o dată, m-am trezit într-o bandă organizată. Dădeam spargeri în toată Europa, prejudicii destul de mari, trafic internațional de droguri, proxenetism, carduri clonate și toată gama. În urmă cu 3 ani de zile am plecat din Italia, m-am dus pentru câteva zile, m-am dus în Spania și acolo m-au prins restricțiile, a venit COVID, a venit virusul ăsta și s-au blocat toate ieșirile. Cum am mers singur, am rămas blocat acolo, imobilizat în Spania. În fiecare seară obișnuiam să mă uit pe YouTube, să ascult, eu știu, muzică, să ascult tot felul de chestii de comedie. Și într-o seară mi-au apărut la recomandări pe YouTube, mi-au apărut o predică. Și am zis din curiozitate, zic, hai să văd despre ce e vorba, hai să văd ce poate să fie și asta. Am dat play, am început să ascult, am început să mă străpungă cuvântul atât de puternic, mi-am dat seama cum mă vede Dumnezeu de fapt. Am început să plâng, șuvoaie, am început să tremur, am început să mă blochez, nu aveam puterea asupra corpului. Și o prezență impunătoare, absolută, nu știu cum să descriu lucrul ăsta, au coborât în camera mea. Mă uitam acum și vedeam că urmează, îmi dădeam seama că urmează ceva, dar nu știam ce. Un braț, o mână, a apărut care arăta cu degetul spre mine și mâna continua până dincolo de peretele vecinului. Era infinită. O voce mi-a spus tu să-mi spui da și să te pui să citești cuvântul. Mi-a făcut o promisiune, apoi mi-a arătat-o și mi-a zis întâi să te achizi de mine. Și atunci am întrebat, cu ce să mă achizi de tine? În urmă cu 5 ani de zile am dat o spargere, a ieșit destul de rău, pe câțiva dintre noi i-o prins și în timp ce fugeam, mi-am adus aminte că am făcut o strigare la Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă existi cu adevărat și mă scapi de pușcărie, îți promit că mă las de furat, îți promit că mă pocăiesc, așa cum știam eu, cum credeam eu că înseamnă pocăință, nu mai furi, nu mai bei, nu mai te droghezi, nu mai faci din astea. Și Domnul m-a chitat, m-a scăpat de pușcărie și eu am fugit în Italia și m-am ținut în continuare de lucrurile astea. Am spus Domnului că da, am spus că acum când a venit cu mâna, am spus că da, după aia Domnul a plecat, eu am rămas dintr-o predică, am ajuns la alta, am ajuns la mărturie, am ajuns la cântări, plângeam în fiecare seară, mă hrăneam din cuvânt, nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, dar vreau tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, eram gol pe dinăuntru și vreau să mă încarc tot mai mult. Începeam să vorbesc cu prietenii mei, cu tovarășii mei de slujbă despre lucrurile astea și... Da, aveau tot felul de întrebări, eu nu știam să răspund, că nu aveam, deci eu ce auzeam la unul sau la altul, luam și spuneam mai departe. Nu puteam, pentru că nu aveam o Biblia mea, încă nu aveam cuvântul în inima mea, încercam să evanghelizez așa cum puteam eu. Dar din cauza că treceam și printr-o perioadă financiară destul de prea, prietenii ăștia mei tot îmi trimiteau poze cu portbagaje pline de bani, unul și-o lua nu știu ce casă, altul și-o lua nu știu ce restaurant și am zis, mă, zic, uite, cum facem? Am zis că mă duc, mai pun mâna pe 200-300 de mii și după aia mă pocăiesc. Am crezut că se poate pocăința asta cu propria putere. Și am început din nou telefoane, am vorbit cu ei, am zis, hai că se ridică restricțiile și o să plec în stânga, în dreapta, o să facem. Și Domnul m-a lăsat așa câteva zile bune. Din nou am intrat într-o seară, am intrat în cameră la mine, deja nu mai ascultam predici, nu mai ascultam muzică, nu mai eram cu Domnul, eram din nou la vechile imagini, vechile lucruri și din nou mi-a apărut la recomandări o predică. Am văzut 19 minute, zic, nu ține mult, zic, hai să mă uit. Am început din nou să plâng, din nou eram cercetat, din nou eram
devastat, eram terminat. Și după ce s-a terminat predica asta, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, prefer să mor decât să mai trăiesc așa. Eram îmbâxit de droguri, îmbâxit de furăciuni. Eu, dacă nu mă duceam să fur, visam noaptea. Aveam tot felul de coșmaruri. Deci eram atât de legat, atât de prins de lucrurile astea, ceva extraordinar. Îmi și plăceau, dar mă și chinuiau. Și asta e adevărul absolut, că când ești cu diavolul, ești foarte chinuit. Te chinuie sub orice critică. Și am spus Domnului: Doamne, ori mie viața în momentul ăsta, ori mi-o schimb radical. M-a ridicat de pe genunchi și m-am pus în pat, m-am așezat. Ultima imagine care am văzut-o a fost a mâinilor și a picioarelor, a genunchilor, și dintr-o dată am dispărut. Am apărut într-un spațiu gri cenușiu, într-un spațiu infinit. M-am uitat stânga-dreapta, nu mai vedeam mâinile, nu mai vedeam picioarele. Spațiul ăsta gri cenușiu a fost, am simțit un frig îngrozitor. Și al doilea sentiment care l-am simțit a fost frica. Eram conștient că acum mă întâlnesc cu Dumnezeu și să vezi ce supărat o să fie pe mine. Pentru faptul că i-am spus că da și nu m-am ținut de cuvânt. Dintr-o dată, griul ăsta cenușiu s-a transformat într-un galben portocaliu. Parcă o pătură din spate așa m-a acoperit, m-a pins, am simțit o dragoste, o pace, o liniște, ceva ce n-am mai simțit până atunci. Și a apărut un bărbat în fața mea. Era un bărbat de vreo 31 pic de ani, s-a uitat la mine, m-am uitat la sprâncenele lui, la ochi, am văzut că avea barbă de câteva săptămâni și l-am văzut că îmi zâmbea. Era Domnul Iisus Hristos. Am văzut pe Domnul Iisus Hristos în față și am scăpat cu viața. Slavă Lui, am primit viață din viața Lui. În momentul ăla, toate dependențele au căzut la pământ, toate planurile, toate visele, toate gândurile mele care erau total absurde, acum că mă gândesc, au căzut la pământ, au rămas egale cu zero. Domnul Iisus a dispărut, eu mi-am revenit din nou în trup, m-am pus din nou și m-am rugat, dar simțeam că cineva se roagă prin gura mea. Nu eram eu, și plângeam și râdeam. Nu știu cum să spun lucrul ăsta, nu știu cum să-l explic. Eram atât de bucuros și din momentul ăla... Este un verset în Biblie care zice despre Domnul Iisus ca unul care știe că de la Tatăl vine și la Tatăl se întoarce. Cred din toată inima că dacă astăzi mor, mă întorc înapoi în fața Domnului Iisus. Dacă primesc o zi de mâine, nu e pentru mine, e pentru Cel de lângă mine. Și cred că Domnul ne face chemarea asta la toți, să venim la mântuire, dar în mântuire primim ceva pentru celălalt, pentru că noi devenim o lumină pentru cel din întuneric. Și înainte, când eram în banda asta, noi eram ca mușchetari, toți pentru unul și unul pentru toți. Eram foarte uniți. Dacă cineva săvârșea o faptă și trebuia să se ducă la pușcărie, dacă avea familie, preferam să merg eu în locul lui, că n-aveam familie atunci pe vremea aia. Sau dacă nu se putea lucrul ăsta, atunci copiii lui, responsabilitățile lui deveneau ale noastre. Eram foarte uniți. Deși nu aveam cuvântul Domnului, iubeam oricând și în caz eram frați cu adevărat. Ne purtam poverile unii altora. Dacă cineva ne cerea să mergem o mile, mergeam două. Eram foarte uniți. În momentul când am primit pe Domnul, m-am alipit de o biserică și m-am gândit că acum voi cunoaște o dragoste, o legătură frățească la un alt nivel. Dar n-a fost așa. Vă îndemn astăzi în numele Domnului Iisus, fiți uniți. Căutați legătura frățească, stăruiți-n ea. E nevoie de unitate. Unitatea înseamnă putere. Domnul iubește unitatea. De multe ori am văzut lucrul ăsta când ieșim de acasă, ne buzunărim. Oare n-am uitat nimica? Dar când ne întoarcem acasă, oare n-am uitat pe nimeni? Când intrăm în cămeruță să ne rugăm Domnului, trebuie să încuiem ușa după noi. Dacă ne așezăm la masă, trebuie să o lăsăm deschisă. Sunt oameni care au nevoie de un blid de zamă. Au nevoie poate de o cămașă, de un tricou. Au nevoie de tine. Gândiți-vă că am auzit expresia asta cu toții: din El, prin El și pentru El. Dați-mi voie să vă explic cum cred eu. Este din Tatăl, prin Duhul și pentru Fiul, care este Iisus Hristos în toți. Pentru că Domnul zice, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, pentru acest neînsemnificat frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci, Domnul ne cheamă să dăm ce a Lui, practic. Ce a Lui. E greu să ne purtăm poverile. De multe ori știu că și noi suntem împovărați de atâtea ori și așteptăm un ajutor din altă parte, dar trebuie să-l oferim, pentru că dacă ochii mei văd un necaz, dacă urechile mele aud un necaz, înseamnă că eu trebuie să-mi asum o responsabilitate față de ce am văzut și ce am auzit. Am cunoscut o familie credincioasă în care iubeau părtășia, iubeau stăruința, în fiecare seară făceau nopți de veghe și într-o zi capul familiei s-a urcat într-un pom și a picat de acolo și a rămas lat. A venit salvarea. Și nu știu cum a auzit familia că ar avea coloana ruptă. Ăștia când au auzit, acasă la rugăciune, au mânut cumva să cadă povară pe noi, zicea. Și s-a început să roage: Doamne, ia-l acasă, Doamne, ia-l la Tine, nu-l mai ține. Între timp, bărbatul își revine și vine pe picioarele lui acasă și găsește pe ăștia la rugăciune. Bă, dar din astea faceți. Deci, Domnul Iisus zice că dacă eu sunt Domnul și învățătorul vostru și v-am spălat vouă picioarele
Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acum, dacă fratele Dani are o problemă și vine la mine, eu îi spăl picioarele, dar dacă pleacă cu problema înapoi acasă, înseamnă că nu i-a folosit nimic lucrul ăsta. Trebuie să rămânem în unitate și trebuie să veghem unii asupra altora, pentru că Domnul zice că voi toți care sunteți mulți, alcătuiți un singur trup. Deci, odată ce suntem una, haideți să trăim așa. Și mai vreau să spun, când Domnul ne cere, e o generație care vine acum din urmă foarte tulbure și sunt foarte multe lucruri care le vedem, ne depășesc pur și simplu, mai ales dacă nu am gustat din lucrurile astea. Și mă refer la droguri, mă refer la infracțiuni. Domnul, când m-a chemat pe mine și mi-a zis, du-te și fă ucenici din toate neamurile, eu am înțeles că trebuie să fac ucenici din neamul hoților, din neamul drogaților, din neamul proxeneților, pentru că dacă nu mă duc să fac lucrul ăsta, hoțul va deveni mai hoț. Rău mai rău, nu? Și drogatul mai drogat. Deci noi avem o responsabilitate față de ei. Noi am căpătat lumină pentru ei. Ei trebuie să vină la Domnul prin noi. Și atunci am stat și m-am gândit, oricum, de obicei ni-i frică. De multe ori, bă, cum să mă duc eu să vorbesc cu omul ăsta, că dacă sare nu știu ce pe mine. Am auzit lucrul ăsta de o grămadă de ori. Gândește-te că atunci când te duci să vorbești, să evangelizezi pe cineva de genul, cineva care se confruntă cu problemele astea, acolo e Dumnezeu. Pentru că Domnul zice că unde e mai mult păcat, acolo e har nemăsurat. Și acolo ție îți dă cuvânt și acolo lui îi deschide inima ca să primească ce Domnul vrea să-i dea. Pentru că dacă ar fi după noi, poate nu i-am dat nimic, poate l-am condamnat, l-am judecat. Dar Domnul vrea să-i ofere salvare. Și am observat că au trecut generațiile, un tătic a venit la Domnul Iisus și a zis, Doamne, copilul meu este stăpânit de un drac și Duhul ăsta încearcă să-l arunce când în foc și când în apă, încercând să ieie viața. Dați-mi voie că Duhul ăsta are același plan. Diavolul încearcă să-i arunce când în droguri, când în alcool, încercând să ieie viața. Pentru că dacă săvârșești o infracțiune și ești prins în fapt, s-a terminat. Nu mai ai dreptul la recurs, nu mai ai dreptul la apărare. Tot așa este dacă mori în păcat. Dacă mori în păcat, s-a terminat. Tocmai din cauza asta trebuie să fim conștienți că oamenii ăștia au nevoie de eliberare. Și pentru că eu am gustat de acolo, din întunericul ăsta, vreau să vă mărturisesc un prieten de-a meu care s-a îmbătat, s-a dus și s-a spânzurat. Am prieteni care au murit de supradoză. Eu însumi era să mor de supradoză. Și mi-am dat seama că trebuie să facem ceva în direcția asta. Trebuie să privim lucrul ăsta cu responsabilitate. Oamenii ăștia sunt frații noștri care trebuie să îi recuperăm. Domnul Iisus a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut prin mine și prin tine. Dacă ești sub influența drogurilor, nu s-a terminat, încă nu ești șahmat. Domnul Iisus are un cuvânt pentru tine și cuvântul lui pentru tine este viață, este eliberare, este vindecare. Cuvântul lui este pentru tine astăzi, vino la mine și vei căpăta odihnă. Dacă ești hoț, oprește-te, că cine nu este cu Domnul este împotriva lui. Și cine nu strânge cu el, risipește. Și Domnul, pentru că te iubește și pe tine și pe mine, ne dă astăzi un pont. Să ne zidim casa pe stâncă. Dacă ne vom zidi casa pe stâncă, va fi ferită de prăpădenie, va fi ferită de dărâmare și vei păstra familia ta, casa ta, masa ta în brațul Domnului. Și a zidi casa pe stâncă înseamnă să iei cuvântul Domnului, să-l crezi și să-l împlinești. Fiți binecuvântați!